Ți-ai fi imaginat că pandorii pot fi pe primul loc după două etape? Evident că m-am imaginat. Dacă nu ai gânduri măreți și dacă n-ai visuri mari, nu realizezi nimic în viață. Dar cât puteți să o țineți așa? Noi nu ne-am propus să fim pe primul loc, să fim pe locul 2. Noi ne-am propus la fiecare meci să facem ce avem de făcut, să facem ce ne propunem înainte de fiecare meci împreună cu antrenorii și cu colegii mei. Facem ce avem de făcut, demonstrăm că anul trecut n-a fost o întâmplare clasarea pe locul 7 și jocul frumos care l-am practicat pe tot parcursul campionatului și la sfârșit din nou vom trage linie și vom vedea unde suntem. Cadou frumos de ziua ta, victoria la meci. Da, chiar le-am mulțumit foarte frumos colegilor mei, a fost un cadou deosebit. A fost chiar prima dată în viața mea când am jucat de ziua mea și eram convins că colegii mei îmi vor face un cadou frumos. Și așa a fost. Le mulțumesc încă o dată. La antrenamente dai de multe ori dovadă de agresivitate pozitivă. Se pare că tragi echipa după tine, îi îmbărbătezi. Da, așa am fost eu dintotdeauna. Îmi place să fac și antrenamentele cum sunt și la joc, să dau 100%, pentru că asta e viziunea mea despre fotbal și despre orice faci în viață, că cum te pregătești așa și joci și cum îți așterni așa și dori. Dacă la antrenament, cel puțin vorbesc cu numele meu și cred că e numele tuturor fotbaliștilor, cum să pregătesc așa și joacă. Nu poți să te pregătești în 2-4, să zicem așa, și la meci să rupi norii. Nu cred. Dacă te pregătești bine și 100% și la joc vei fi pregătit să faci, să dai tot. 8 goluri în două etape. Sper că în acest sezon să-ți aduci și tu numele pe lista marcatorilor. La Brașov reușiți. Da. Chiar nu m-am gândit la chestia asta. Dacă e să înscrie foarte bine, dacă nu, știți cum e. Știți cum se zice, eu sunt plătit pentru altceva. Chiar și citeam și acum în ziar, eu car pe an, nu când la pe an. Dacă e să marchezi, cu atât mai bine, e foarte bine. Important e să marcheze colegii și să câștige echipa. Să cânte bine orchestra, nu? Poftim? Să cânte bine orchestra. Să cânte bine orchestra, da. Fiecare să-și facă treaba acolo unde îi se cere. Da, la media și am fost aproape. Am prins un șut puternic, da. Am fost acolo, trebuia să-mi fac datoria. Am mai zis încă o dată, nu, la Brașov am marcat și aici. Dacă e să marchez, e foarte bine. Nu. Cu Ceahlău am văzut că existați mult șuturile la poartă. Dacă nu desfaceți apărarea Ceahlăului, poate fi și asta o soluție? Da, ați văzut, Ceahlău a demonstrat în meciul cu CFR-ul, în al doilea meci, că fața lor nu e cea din prima etapă, când a pierdut 5-0. E o echipă foarte bună, o echipă foarte arțăgoasă, o echipă muncitoare. Nu trebuie să uităm nici meciurile de anul trecut, când am făcut două remize cu ei de 1-1. Am avut chiar meciuri foarte grele, puteam să și pierdem, puteam să și câștigăm aici, în retur, acasă. Trebuie să fim foarte atenți, foarte concentrați și eu zic că dacă vom începe meciul la fel cum am început prin două meciuri, cu siguranță vom avea șanse mari să câștigăm. Te aștepți la un stadion plin acum că sunteți pe primul loc? Da, eu am încredere că publicul gorjan va fi încă o dată alături de noi, cum a fost în foarte multe rânduri. Îi aștept la stadion, îi așteptăm la stadion, adică îi așteptăm să ne fie alături și le promitem că noi vom face tot ce depinde de noi să-i facem fericiți să câștigăm. Mulțumesc.